Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune Povești pentru adulți. Astăzi vom începe cu povestea binecunoscută Scrufița Roșie. Și această poveste este, bineînțeles, toate poveștile despre aceste personaje și pe acest canal vor fi numai pentru adulți. Și să-i dăm drumul, da? Într-o bună zi, o fetiță care avea o scufiță roșie, mergând la mama sa, care o chema, a ajuns la măsa și măsa i-a spus: scufiță roșie, trebuie să mergi un pic în pădure la bunicuța și să-i duci ceva de hasles, că e bolnăvioară și nu stă bine. Bine, mama, mă duc la bunica și duc ceva de papa, va bine? Ok, du-te la bunic ta și ai grijă prin pădure, că sunt hoți, bardiși, de ăștia vor, poate vor să-ți o tragă, ai grijă, da? Da, da, mama, o să am grijă. Și uite așa, scufița roșie, mergând prin pădure, la 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 la. Deodată apăru, se întâlni cu mătru lupu. Oh, dar ce faci, scufiță, unde te duci așa grăbită? Păi, unde să mă duc? Mă duc la bunicuța să-i duc ceva de hasles. Păi, și cum, așa, cu mâna goală? O, că mă opresc un pic la Carrefour și o să iau ceva de acolo. Bine, scufiță, ai grijă, că mai sunt bulangini ăștia, poate vreau să-ți o topândească, să ai grijă de apă în pădure, da? O, mulțumesc, lupu, de o să am grijă, da, 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 ai grijă de tine, ceau! Pa, pa! Ta la 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 la. Și deodată lupul hoț, văzând că scufița roșie merge la bunicuță, s-a gândit să o iei pe o scurtătură și să ajungă înaintea scufiței la bunicuță, care zăcea în pat. Și uite așa ajunge lupul la bunicuță, bate la ușă, cioc, cioc, cioc. Cine-i mama acolo la ușă? Cine-i? Ești tu, scufiță? Da, da, bunicuț, am ajuns să-ți aduc ceva de mâncare. Hai, intră atunci, scufiță, intră ca să vedem cine i-a adus, că-s lihnită de foame, mamă. Și uite așa, lupul a făcut 3 salturi și 3 șuruburi. S-a dus pe bunicuță, i-a țopândit o leacă, bunicuța a leșinat. Uite așa, lupul s-a pus deasupra ei și-a dat părul pistifață ca să nu-l recunoască și a așteptat să vină pe scufița. Scufița a ajuns și ea într-un final, a bătut și ea la ușă, cioc, cioc, cioc. Lupul de colo: intră, scufiță, că de când te aștept, mâncați-aș pizdama tale. Și uite așa, scufița a intrat și ea în cameră și când a văzut lupul, când a văzut pe bunicuță, a întrebat-o: mai, mamă, dar și ți-a crescut între chișoare, bunică? Și lupul a zis: ne-a crescut ceva, ia vezi seama acolo. Și scufița, când s-a apropiat de chișoare, lupul a înhațat-o, a înhațat-o și i-a dat-o, bam, bam, bam. Și uite așa, a prins-o pe scufița roșie acolo și s-a pus și el să doarmă. Și când deodată vine un vânător, și când a venit vânătorul era și el, bărbatos. Și când a venit vânătorul și a auzit acolo așa că se întâmplă ceva, o urgii, o mirosit el ceva. Și când și-a dat seama, a văzut lupul că stătea acolo, dezbracat, cu toate femeile în el acolo, și a zis că-i las, că-ți arăt eu, lupule. Și uite așa, i-a tras o brișcă la lup, o scos-o pe scufița roșii, o scos-o și pe babă afară, și la lup i-a tras o brișcă la burtă, i-a făcut o pizdeță aici, bang bang, o umplu cu bolohani. Vânătorul a stat așa cu fetele și a trăit adânc pe la adânc bătrâneț. Și lupul, când s-a trezit, a zis că, băleu, mă doare burta, mă doare burta. Uite așa, lupul s-a zis în copac, o cai jos și a murit și uite așa a trăit toată lumea până la adânc bătrâneț fericiți. Ok.